Ce face Mary? Uite ce da, ce fac, bine arăți, dar ce ținută frumoasă mulțumesc ai. Mulțumesc frumos, Florin Burescu este responsabil pentru această ținută. Îl pupăm, îl salutăm da, de fiecare dată, da. Joi, la Țoale de Paralel, vedem pe Florin Burescu, cu care comentăm ținutele tuturor vedetelor din muzica populară. Îți dai seama populară. Că dacă puneți fotografia asta, nu are cum să comenteze de rău, că doar e, e ținută făcută de el. Da. Adică n-ar avea cum să spună petrecerea ceva. Fetelor. Petrecerea fetelor. Cum noua e la melodie, petrecerea fetelor? Nou videoclip, o nouă formulă alături de Taraful Emil Poche, căruia vreau să-i mulțumesc, pentru că ne-am gândit să facem ceva frumos pentru oamenii de acasă, chiar dacă mi se pare așa puțin ciudat, mai ales în ultima perioadă, pentru că eu consider că a fost o perioadă grea pentru toată lumea. Dar ne place să aducem tot timpul lucruri frumoase și melodii frumoase pentru oamenii de acasă. Chiar dacă nu ne mai văd poate față în față, măcar la televizor să ne vadă. Băieți, ochii pe ei pentru că începe petrecerea fetelor. Băieții au prioritate. Maria Constantin! Oh,
ziua, zică! Mulțumim! Ce frumos! Foarte frumoasă melodia și videoclipul la fel. Hai că uite, rămân și ca cenușă era sap aici fără pantofi. Da, poate are cine să vină să-ți aducă pantoful după ce îl pierzi? Mai știi? Nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. Frumoasă melodia. Cine mulțumim. A scris melodia, linia melodică? Cine a scris textul? Păi să spun cum s-a întâmplat. Am mers într-o seară pe la Emil. Emil a zis, uite, ți arăt că am făcut eu ceva așa, am lucrat, am făcut o piesă, îți place, ne-a plăcut. Am făcut textul în aceea seară, am tras și vocea și cam asta a fost. Luat. Da. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat în studioul tău, Emil. Da. Da? Bravo, pentru că eu zic că este important să știe telespectatorii de acasă. Mulțumesc frumos pentru invitație și să știi că o să mergem neapărat. Trebuie să știe telespectatorii de acasă că Emil are și studioul lui, are trupa lui și cu siguranță pentru următoarele colaborări, dragilor, căutați-l musai pe Emil, chiar și pentru evenimentele dumneavoastră voastră frumoase. Mulțumim. Maria, de ce despre fete? De ce petrecerea fetelor? Păi da, ce dragă, cine se distrează? Băieții nu se ce distrează. Crezi că numai băieții de ce trebuie distrează? Să vină doar cu cardul Visa? Păi nu, tocmai asta este, că băieții se distrează tot timpul. Trebuie să mai distreze și fetele. Mai având în vedere că există o statistică în care zi sunt tu, Lavinia. 8 femei păi, la un bărbat. Da, Maria. 8 femei la un bărbat, așa spune statistica. De ce bărbatul trebuie să vină cu cardul Visa și să nu vină femeia? Pentru că-s mai puțin bărbați decât femei, eu asta nu înțeleg. Cine zice? Dragul meu, asta este nouă modă. Bărbatul... De când lumea și pământul, bărbatul trebuie să fie stâlpul casei. Aplauzele l-a dat Cristi de la Sunet, care e bărbat. Mulțumesc, Cristi! N-avem nevoie de aplauzele tale. Păi, 8 fete la un băiat, totuși tot el vine cu cardul Visa. Și pentru băieți, nu? Bravo, petrecerea băieților! Acolo să facem vedem! Facem și cu băieții, dar momentan am zis... Da, dar am zis că, na, și fetele merită, că băieții tot timpul, ba, se duc la un șpriț, ei între ei. Dar ce, fetele nu pot să meargă? Dar ele merge o viață, fetele, păpriți pe la bârfă. Despre ce vorbim, șprițul-i pătăcute. Petrecere mixtă, ca să... Bravo, ca să împăcăm și pe unii și pe alții. Bravo, Emil, petrecere mixtă. Ai că am văzut acolo în videoclip la petrecere că erau și fete și băieți. Da, și, uite, și a fost, uite, fii atent. Ea era singura fată și băieții stăteau cu cardul Visa la masă. Am fost atent. Ai fost atent? Nu e așa că erau și băieți? Erau și băieți. Și să știi că a participat și Florin Borescu la acest videoclip, a participat și Răzvan Botezatu, adică au fost prieteni dragi. Și tocmai de